Bine v-am regăsit! În anul 1382, la cererea lui Ladislau, trimis al reginei Elisabeta a Ungariei, este solicitat ca în satul Reghin, unde se află o biserică parohială cu hramul Fecioarei Maria și o capelă cu hramul Sfântului Gheorghe, iar biserica are un cimitir și o clopotniță cu un clopot, să se construiască o mănăstire pentru călugării Ordinului Sfântului Augustin. Biserica să fie predată în grija călugărilor, iar capela să fie declarată biserică parohială, dreptul de patronat asupra ei urmând să fie acordat lui Ladislau și urmașilor săi. De asemenea, se cere ca locuitorii din Reghin să nu mai fie pedepsiți pentru întârzierea plății decimei. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Ilișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!